etapele stabilirii coeficienților într-o ecuație chimică pentru respectarea legii conservării numărului de atom. Într-o primă etapă, scriem ecuația reacției chimice. De exemplu, hidrogen plus oxigen formează apă. În etapa a doua, stabilim numărul de atom pentru fiecare element chimic din reactanți și din produsul de reacție. Astfel, observăm că în reacție intră 2 atomi de hidrogen, o moleculă formată din 2 atomi, și rezultă tot 2 atomi de hidrogen. De asemenea, în reacție intră 2 atomi de oxigen, o moleculă formată din 2 atomi, și rezultă un singur atom de oxigen, pentru că avem o singură moleculă de apă. Deci, observăm că nu se respectă legea conservării atomilor. Pentru a fi respectată legea conservării numărului de atomi, stabilim egalitatea dintre numărul de atomi din reactanți și din produsul de reacție pentru fiecare element chimic în parte, prin adăugare de coeficienți. De aceea vom scrie cifra 2 în fața moleculei de apă. Hidrogen plus oxigen rezultă 2 molecule de apă. Apoi refacem bilanțul atomilor și observăm că de data aceasta intră în reacție 2 atomi de hidrogen, o moleculă formată din 2 atomi, și rezultă 4 atomi de hidrogen, pentru că avem 2 molecule de apă. De asemenea, intră în reacție 2 atomi de oxigen, o moleculă formată din 2 atomi, și rezultă 2 atomi de oxigen din cele 2 molecule de apă. Observăm că de data aceasta nu se respectă legea conservării numărului de atomi pentru atomii de hidrogen. De aceea, vom scrie cifra 2 în fața moleculei de hidrogen. Astfel, ecuația va fi 2 molecule de hidrogen plus o moleculă de oxigen formează 2 molecule de apă. Se respectă legea conservării numărului de atomi atât pentru atomii de hidrogen cât și pentru atomii de oxigen. Să exersăm împreună. Haideți să stabilim coeficienții câtorva ecuații chimice. Prima ecuație, azot plus hidrogen, din care rezultă amoniac cu formula azot-hidrogen 3. Observăm că în reacție intră 2 atomi de azot și rezultă un singur atom de azot pentru că avem o moleculă de amoniac. De asemenea, în reacție intră 2 atomi de hidrogen și rezultă 3 atomi de hidrogen. Deci nu se respectă legea conservării atomilor. Pentru a egala numărul de atomi, înmulțim amoniacul cu 2. Deci vom avea 2 molecule de amoniac, deci intră 2 atomi de azot, rezultă 2 atomi de azot. Acum observăm că intră în reacție 2 atomi de hidrogen și rezultă 6 atomi de hidrogen pentru că avem 2 molecule de amoniac. De aceea, în fața moleculei de hidrogen, vom pune coeficientul 3. Deci, ecuația este o moleculă de azot reacționează cu 3 molecule de hidrogen și rezultă 2 molecule de amoniac. A doua ecuație, fosfor plus oxigen formează pentaoxid de fosfor. În reacție intră 4 atomi de fosfor și rezultă 2 atomi de fosfor. În pentaoxidul de fosfor se găsesc 2 atomi de fosfor. De asemenea, în reacție intră 2 atomi de oxigen și rezultă 5 atomi de oxigen. Nu se respectă legea conservării atomilor, de aceea, în fața pentaoxidului de fosfor, vom pune coeficientul 2. Acum, intră în reacție 4 atomi de fosfor și rezultă tot 4 atomi de fosfor, pentru că avem 2 molecule de pentaoxid de fosfor. La oxigen, observăm că intră în reacție 2 atomi și rezultă 10 atomi de oxigen, pentru că avem de 2 ori pentaoxidul de fosfor. De aceea, în fața moleculei de oxigen, vom pune coeficientul 5. Deci, ecuația finală va fi
fosfor plus 5 molecule de oxigen formează 2 molecule de pentaoxid de fosfor. A treia reacție, metan cu formula carbon hidrogen 4 plus oxigen formează dioxid de carbon și apă. Observăm că în reacție intră un atom de carbon și rezultă un atom de carbon. De asemenea, în reacție intră 4 atomi de hidrogen și rezultă 2 atomi de hidrogen. Iar oxigen intră în reacție 2 atomi și rezultă 3 atomi de oxigen, 2 în dioxidul de carbon și 1 în molecula de apă. Nu se respectă legea conservării numărului de atom pentru atomii de hidrogen și atomii de oxigen. De aceea, în fața apei vom pune coeficientul 2. Acum intră în reacție 4 atomi de hidrogen, rezultă tot 4 atomi de hidrogen. Oxigen intră acum în reacție 2 atomi și rezultă 4 atomi de oxigen, 2 în dioxidul de carbon și 2 de la cele două molecule de apă. De aceea, în fața moleculei de oxigen vom pune coeficientul 2. Deci ecuația reacției chimice este o moleculă de metan plus două molecule de oxigen formează o moleculă de dioxid de carbon și două molecule de apă.